Părinții care au copii înscriși în sistemul de învățământ trec printr-o situație confuză încă de ieri, când s-a anunțat greva generală în instituții. Deși majoritatea au semnat pentru grevă, au fost și dascăli care au decis să nu se alăture protestului. În două instituții de învățământ din municipiul Făgăraș, elevii au mers astăzi la școală, asta pentru că se desfășoară săptămâna altfel sau săptămâna verde. Este vorba de Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea și Școala Gimnazială Ovidiu Sușianu. La Liceul Sfântul Constantin Brâncoveanu doar două grupe de copii de la grădiniță au fost prezente astăzi. La Colegiul Național Doamna Stanca, o parte din copii a mers la școală pentru că dascălii nu fac grevă, iar o altă parte s-a alăturat grevei. Astfel că elevii prezenți la școală au fost supravegheați de un alt cadru didactic care nu s-a alăturat protestului. La Colegiul Național Radu Negru, un procent de 92,25% din totalul angajaților au fost în grevă. O situație clară despre numărul cadrelor didactice aflate în grevă nu s-a putut obține nici de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov și nici de la liderii de sindicat. Datele se schimbă la fiecare oră. Deja unii intră, unii n-au mai intrat, unii, și până la ora 1 vom avea situația, nu pot să vă dau datele, că avem 183 de unități de învățământ. N-a putut nici toți până acum. Vă rog frumos să vă adresați inspectoratului școlar și numai la ora 1 le-au, că n-au putut oamenii să transmită. Monitorizăm greva în toate școlile, dar datele referitoare la aceasta le oferă sindicatele, singurele direct răspunzătoare. Vom avea date statistice, însă nu le vom da publicității. După cum vă spuneam, greva este a sindicatelor, nu a inspectoratului. Din rațiuni de corectitudine socială, monitorizăm această grevă, dar nu o popularizăm. A transmis Valentin Bucur, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov.